În sala de sport din Comuna Rucăr a debutat duminică o nouă ediție a campionatului local de fotbal în sală, mai exact cea cu numărul 4. S-au înscris în competiție 9 echipe și se joacă după sistemul fiecare cu fiecare. Meciul de debut, cel dintre Nice Sport și FC Argeș, a înregistrat și o premieră. Pe parcursul celor 60 de minute de joc nu s-a marcat niciun gol, lucru rar întâlnit la fotbalul în sală. Vă prezentăm rezultatele primei runde. Nice Sport FC Argeș 0-0, Top Sport Burnea, Cioplay Forest 5-3, Steaua Rucăr, SC Olteneașul 5-2 și Old Winner Soloșot 16-2, Egipta Stat. Etapa următoare este programată duminică.